Memorialul fostelor glorii fotbalistice giurgiufene și-a încheiat prima săptămână după ce a fost reluat de marți, după o pauză de mai bine de două săptămâni. Cele 12 echipe aliniate la start au revenit pe terenul sintetic din Parcul Elevilor. Competiția programând câte două întâlniri pe seară, de luni până joi, cu vineri, sâmbătă și duminică zile de pauză. Memorialul propune până pe 23 iunie meciuri directe între echipele înscrise la start, urmând ca după această dată să meargă mai departe primele două formații din fiecare grupă. Până acum au fost înregistrate următoarele rezultate. Baroul Avocați SRI 12-5, Poliția Locală Zona Liberă 3-0, MTS Profesori Jandarmeria 2-4, Transilvania Broker Penitenciarul 4-1, Poliția de Frontieră ITPF Papai Marinarul 5-3, Agvila 2003 Forest Bicu 4-3, Transilvania Broker Poliția Locală 7-2 și MTS Profesori Baroul Avocați 3-7. Ultimele rezultate sunt cele de ieri, Papai Marinarul Jandarmeria 2-9 și Forest Bicu Penitenciarul 4-1. Luni sunt planificate partidele dintre Poliția de Frontieră ITPF, SRI și Agvila 2003, Zona Liberă.